Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a slujit astăzi în cea mai veche parohie românească din Scandinavia, înființată în anul 1971. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm și le-a vorbit credincioșilor despre iubirea pe care trebuie să o avem și față de cei care ne sunt potrivnici. Iubirea vrăjmașilor este poruncă, nu este un sfat, nu este doar un îndemn, ci este poruncă. Este adevărat că această poruncă este contrară duhului, viacului în care viețuim, fiindcă această lume ne îndeamnă mereu să ne iubim pe noi înșine, neîncetat, și să ajungem auto-idolatrii, să ținem doar de dorințele și nevoile noastre și să îi neglijăm și chiar să îi urâm și să îi disprețuim pe ceilalți până a deveni tirani. Totodată această lume ne mai îndeamnă ca să tolerăm ceea ce este de netolerat. La slujba a participat și noul ambasador al României în regatul Suediei. Cu emoție și evlavie am participat la Sfânta Liturghie și m-am încărcat cu o imensă bucurie și mi-am dat seama cât de fericiți suntem noi, mâna aceasta de români din Scandinavia, să fim păstoriți de așa de înțelepți și preacucernici părinți, precum sunt preasfințitul episcop Macarie al Europei de Nord, preacucernici părinți din întreg spațiu. La finalul slujbei, copiii au primit daruri din partea ierarhului.